Duminică, 17 mai, de la ora 11, sunteți așteptați la Festivalul Văii Budacului la Leaua Pestriță. Acesta se va desfășura în Poiana cu Lalele Pestrițe din rezervația Orheiu Bistriței. Vor susține recitaluri soții Florentina și Petre Giurgi, Aurel Tămaș, Nicolae Mureșan, Mirela Petrean, Adrian Stanca, Liliana Laichici, ansamblul Dor Românesc, ansamblul Lalea Pestriță din Comuna Cetate și ansamblul din Prundul Bârgăului. Vor dansa călușarii din Budacul de Sus. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la întâlnirea cu Cântecul Popular Românesc, la întâlnirea cu cultura tradițională și cu cultura adevărată din lumea satului românesc. Mergem acum un pic spre orașul academicienilor, la Năsăud, de acolo de unde vine o fată care s-a remarcat în lumea cântecului popular în urmă cu ceva timp. De atunci a crescut, este o domnișoară pe care o cunoașteți cu toții cu siguranță. Cred că este cea mai reprezentativă interpretă din generația tânără, din mlădițele folclorului năsăudian. Ați remarcat-o pe posturile naționale de televiziune și pentru prima dată la noi în studio, la ASTV, este alături de noi Cristina Livia Scurtu, sărumâna. Cristina, îmi permis să spun sărumâna, pentru că tu duci folclorul românesc mai departe. Bine v-am găsit și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Cristina astăzi este alături de noi cu o surpriză. Am încercat de ceva timp să lansăm acest compact disc. Eu zic că nu este târziu nici la această dată. Până atunci el a fost pe posturile naționale de televiziune. Eu horez Lumea mi-e dragă, un compact disc semnat de Cristina Livia Scurtu. Accentuez numele Livia pentru că cea care a ajutat-o să ajungă în lumea cântecului popular românesc, mai întâi la cel năsăudian și apoi cu extensie la cel românesc, este bunica Livia Scurtu, sărumâna, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Cred că în premieră la o televiziune locală, da. V-am mai văzut, da, la domnul Vaida. Da, într-adevăr am fost și acum la dumneavoastră. Să știți că doamna Livia n-a vrut să intre în direct, eu atât am insistat pentru că știu că a fost greu acest drum pentru Cristina până aici și a fost mereu alături de ea bunica, la fel ca și părinții ei. Și merită împreună să povestim despre ceea ce s-a întâmplat până în acest punct în cariera Cristinei. Și pentru că vorbim de lumea satului românesc, este printre noi bistrițenii cel mai înalt scriitor din județul Bistrița-Năsăud, care vine de la Măluț, dar a trăit o perioadă pe la Parva și nu întâmplător este în studio. În primul rând este invitat pentru că scrie foarte frumos despre lumea satului românesc. Cred că din generația actuală de scriitori nimeni nu reușește să contureze așa de bine personajele mirifice de acolo. Și în al doilea rând, pentru că este neam într-un fel cu invitatele, da, din studio, probabil o să ne spună dânsii gradul de rudenie, scriitorul Traian Parva Săsărman. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Aș vrea să subliniez că acum 3-4 ani începeam o emisiune în Muzeul Județean Bistrița-Năsăud. În perioada Sfintelor Paști. Da, eram eu la prima carte și mult mai tânăr și Cristina cred că era la grădiniță sau probabil intrase în clasa întâi și tot în această echipă. Între timp, ca să ne întărim echipa, am cooptat-o și pe bunică. Legăturile de care vorbea Menuț, eu am stat în Parva circa 15 ani și sunt legături și sufletești și apropiate. Într-un fel, Cristina este nepoata mea. Și ne bucurăm că am reușit mai mult bunica, pe care o cheamă evident tot Livia, că de aici îi vin problemele fetei, Menuț, care a avut curaj prima dată la propunerea mea să invite fetița și o mică măsură și eu, pentru că am insistat de fiecare dată și cel puțin o dată cu apariția unei cărți de ale mele, să facem o emisiune. Vă promit că foarte în curând va veni o altă carte a mea, de data asta chiar despre Parva, în care se regăsește
puțin fata, foarte mult bunica, prin străbunica lor, un personaj fost celebru în sat. Da. Extraordinar de interesant. Până vom vorbi despre proiectele dumneavoastră, pentru început vreau să o întreb pe Cristina câteva date despre Compact Discul pe care îl lansăm astăzi. Să ne spui, Cristina, cu cine ai colaborat pentru editarea lui? Am colaborat cu Casa de Producție Libris din Brașov. Da, cu dâns și am scos CD-ul și în Cluj am înregistrat melodiile. Și este redactor la acest compact disc? Cine este redactor? Doamna? Doamna Codruța Rom Vârtic. Dumitru Vârtic este năsăudean de-a nostru. A fost și este, pentru că eu așa zic și de cei duși, că rămân prin ceea ce au făcut mereu alături de noi. Și probabil, văzând-o pe Cristina, Codruța Rom Vârtic de la Radio Cluj și-a reamintit de copilăria ei petrecută la Năsăul. Da, la Năsăul, da. Doamna Livia, când v-ați dat dumneavoastră seama că Cristina are talent? Deci asta pot să spun că în urmă cu aproximativ 6 ani, de la Căminul de Zi. Acolo se făceau mai multe serbări între copii și doamna educatoare ne-a spus că să avem grijă de fetiță, că are ureche muzicală, că îi place să cânte și ea totdeauna înainte și așa. Și am luat-o și am dus-o la Casa de Cultură, unde am luat legătură cu doamna Liviuța Istrate, referent, așa, muzical, așa. O ascultat-o și ea, o zis, putem să încercăm, să vedem, și de acolo am plecat, de la Casa de Cultură din Năsăud. După aia, pe parcurs, fiind tot așa cu ani în urmă, vecină cu doamna Valeria Peter Predescu, Dumnezeu să o ierte, la o filmare am rugat-o, dacă poate, știind că are grup dânsa format, dacă poate să-mi iei și fetița mea, zice, doamne, să veniți să o ascultăm. Și eu, copiii buni, îi ajut și pot să fac cu ei bine. O ascultat, a fost de acord să o primească în grupul dânsei și, într-adevăr, am ajuns departe. Ați ajuns departe și prin departe în sensul că, mă rog, am fost și la foarte multe festivaluri unde fetița au luat locul întâi. După aia am fost la foarte multe televiziuni naționale, am fost și în Italia, într-una nu mai țin minte când. Da, O să luăm pas cu pas cariera, pentru că vorbeați de doamna Valeria Peter Predescu, care a iubit-o și a prețuit-o mult pe Cristina. Da. Știu că în foarte multe emisiuni o lua alături de dânsa. Da. A fost o șansă pentru Cristina să fie sub aripă cele mai mari cântărețe a Năsăudului, privighetoarea noastră dragă. Și vreau, Cristina, să te întreb pe tine personal, cum a fost când ai cunoscut-o prima dată pe doamna Valeria? Cum ai cunoscut-o? Bunica, când doamna Valeria Peter Predescu locuia în Năsăud, bunica și cu doamna Valeria a fost vecine. Ușor. Și prin intermediul bunicii mele, eu m-am întâlnit cu doamna Valeria. Și de atunci drumurile voastre au fost comune până până acum vreo 2 săptămâni, dar cu siguranță de acolo de sus este alături de tine, pentru că știu că ți-a dat foarte multe sfaturi și ai avut ce învăța de la ea. Da. O să vorbim despre aceste sfaturi după primele 2 piese pe care le dedicăm în memoria doamnei Valeria Peter Predescu, cea care te-a ajutat pentru a realiza acest compact.